Autoritățile de la Chișinău nu au motive să refuze acreditarea noului ambasador al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. Respingerea candidaturii lui Ozerov ar servi drept temei pentru ca Moscova să se victimizeze și să acuze Chișinăul că ar acționa împotriva Federației Ruse. Declarația a fost făcută de șeful legislativului de la Chișinău, Igor Grosu, la TV8. Precizările au fost făcute în contextul în care Oleg Ozerov a făcut declarații controversate pe parcursul carierei sale și ar avea legături cu gruparea paramilitară Wagner. Lăsați-l să vină, lăsați-l să... să se manifeste în sensul să demonstreze că este, vrea să promoveze prietenia între țările noastre. Atitudinea noastră să fie una foarte consecventă, în sensul noi cerem respect pentru Republica Moldova, nu să schimbăm discursul pe care l-am avut, nu avem motive să-l schimbăm. Menționăm că ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnetsov, a fost eliberat din funcție pe 10 septembrie printr-un decret emis de președintele rus Vladimir Putin. În locul lui a fost numit Oleg Ozerov. Acesta a activat în diferite funcții în Arabia Saudită, Siria, Tunisia, Franța, iar din 2020 este ambasador pentru misiuni speciale și șef al secretariatului Forumului Economic Rusia-Africa.